16 iunie 2019, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a cerut judecătorilor Curții Constituționale să-și dea demisia. Apoi, în alta curte, a luat mai multe decizii, în grabă, pentru a păstra influența lui Vladimir Plahotniuc. Una dintre aceste hotărâri a fost cea cu privire la dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. În replică, Maia Sandu a spus atunci că astfel de acțiuni dezonorează instituția pe care o reprezintă judecătorii și denotă o lipsă de respect față de Constituția țării. O astfel de abordare este inadecvată din punct de vedere al respectului pentru Constituția țării. Curtea Constituțională trebuie să adopte acte în conformitate cu spiritul Constituției și nu în baza deciziilor și comportamentului politicienilor. Dar, după un an și jumătate, potrivit oponenților ei, după ce a devenit președinte, Sandu a adoptat multe dintre tehnicile din arsenalul oligarhului fugar, inclusiv manipularea opiniei publice și subordonarea instituțiilor statului pentru a obține o poziție politică avantajoasă, de exemplu, prin dizolvarea unui parlament inacceptabil. Ieri, șefa statului a fost ajutată de 3 judecători ai Curții Constituționale, Dumnica Manole, Nicolae Roșca și Liu Bașova. Acțiunile lor au fost deja criticate de foștii colegi, de exemplu, fostul președinte. Președinte al Curții Constituționale, Victor Pușcaș, a scris pe rețelele de socializare că în alta curte, după ce a constatat circumstanțele dizolvării Parlamentului, a luat o decizie politică. Cu toate acestea, actualul președinte al Curții Constituționale, Dumnica Manole, nu este prima dată când primește critici la adresa ei. Cu câțiva ani în urmă, presa a etichetat unul dintre cei mai controversați judecători din Moldova. Manole se face vinovată de cel puțin 2 dosare pierdute de Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba despre cazurile Hyde Park și alții împotriva Republicii Moldova, hotărârea asupra căruia a fost pronunțată în 2009, precum și hotărârea din 2011, în cauza Avram și alții împotriva Republicii Moldova. Din această cauză, guvernul a fost obligat să plătească daune de la buget în valoare de 50.000 de euro. Iar în 2012, prin ordinul autorităților, judecătorul Dumnica Manole a decis închiderea canalului de opoziție NIT și transferarea frecvențelor sale de difuzare către holdingul media lui Vladimir Plahotniuc. Dumnica Manole a ajuns la Curtea Constituțională, cei drept nu din prima încercare și cu scoruri foarte mici în comparație cu alți candidați sub patronajul Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei DA. În 2016 a anulat decizia Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat grupul de inițiativă al Platformei DA, de a organiza un referendum privind schimbarea Constituției. Din cauza acestei decizii, a fost expulzată din sistemul judiciar. Și la alegerile parlamentare din 2019, partidele Platformei DA și PAS au inclus-o pe Manole pe listele electorale ale blocului acum, prezentând-o drept, citez, luptătoare împotriva sistemului și victima regimului. Și după ce a venit la putere în iunie 2019, ea a fost numită judecătoare a Curții Constituționale. Un alt judecător care ieri a satisfăcut cererea Maiei Sandu de dizolvarea Parlamentului este Nicolae Roșca. El nu numai că a ajuns la Curtea Constituțională sub patronajul actualului președinte, dar a și servit câțiva ani în organele de conducere ale partidului acesteia. S-a alăturat Partidului Acțiune și Solidaritate în 2017 și a fost ales imediat membru al Biroului Permanent Național. A participat la alegerile parlamentare din 2019 pe lista națională a blocului acum. Roșca nu a intrat în Parlament, dar i s-a oferit funcția de judecător al Curții Constituționale. Mai mult, în timpul competiției de calificare pentru numărul de puncte primite, acesta a ocupat doar locul 4. Cu toate acestea, Maia Sandu, fiind prim-ministru, a preferat să-și numească persoană la Curtea Constituțională. Prin urmare, în cadrul ședinței de ieri a Curții Constituționale, reprezentantul Parlamentului a cerut recuzarea judecătorului Roșca, invocând implicarea sa politică și faptul că Roșca a fost avocatul Maia Sandu timp de 3 ani, dar a fost refuzat. Cât despre Liu Bașova, care a votat și ea pentru dizolvarea Parlamentului, aceasta la un moment dat a solicitat postul de președinte al Curții Constituționale, însă în timpul procesului de vot a fost ocolită de Vladimir Țurcan. Un an mai târziu, Șova a devenit unul dintre participanții activi la revocarea lui Țurcan din funcția de președinte al CC. În aprilie 2020, doar judecătorii Liu Bașova și Nicolae Roșca au făcut un apel pentru a emite un vot de neîncredere președintelui Curții Constituționale. Drept urmare, Curtea Constituțională este în prezent condusă de Dumnica Manole. Nu am fost membru de partid.